invitației noastre de a fi prezenți astăzi la expoziția pe care am intitulat-o Cașca Războiului Întregirii, eveniment pe care l-am organizat în parteneriat cu Centrul Cultural Ionina și cu Arhivele Naționale Giurgiu, respectiv Biroul Județean, Arhivele Naționale ale României, Biroul Județean Giurgiu. Aș vrea să mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi, să mulțumesc Liceului Cartojan și domnul profesor, de asemenea Liceul Marius cu doamna Barbu, să salut prezența domnului viceprimar Dragomir Ion, a domnului manager al Muzeului Dăvari Antonescu și, bineînțeles, a tuturor invitaților, o să vi prezint ulterior. După cum știți, zona Vlașca este o zonă cu o istorie bogată de-a lungul timpului și, fiind an centenar, ne-am gândit să aducem în atenția dumneavoastră și mai ales a tinerilor prezenți câteva din momentele crâncene ale lui noiembrie 1916. E vorba despre bătălia de la Depeneaș-Covargeș, care a fost o încercare a Comandamentului Armatei Române de a evita ocuparea capitalei, motiv pentru care a fost numită și bătălia Bucureștilor. Pentru aceste momente istorice, sau pentru mai multe detalii privind aceste lupte și ce au urmat, am invitat alături de noi pe domnul Andu Damian, domnul profesor, pe domnul muzeograf Emil Păunescu și de asemenea pe domnul Ion Gălan, consilier superior în cadrul Biroului Județean Giurgiu al Arhivelor Naționale. Dacă domnul viceprimar vrea să ne spună câteva cuvinte înainte de a prezenta expoziția. Mă bucur că la asemenea moment sunt invitați copiii pentru că ei trebuie să știe istoria locurilor, să se mândrească cu ea, cu strămoșii noștri, cu cei care au luptat de-a lungul vremurilor pentru reîntrăgirea neamului, pentru eliberarea neamului. De asemenea, mă bucură prezența distinșilor istorici, profesori, pe care îi cunosc de zeci de ani și știu că vor veni și ne vor reaminti sau aminti de istoria județului nostru, a acestor meleaguri. Sperăm ca aceste momente să rămână vii în memoria noastră, pentru că anul acesta e un an deosebit, un an centenar și ne-am bucurat ca voi, măcar voi, să-l prindeți pe următorul centenar. Vă mulțumesc mult! Am să rog pe domnul Andu Damian să vă spună câteva cuvinte. Sunt câteva cuvinte, dar de fapt am să le citesc și o să vă dați seama de ce le citesc. Decembrie. Precum sub voile de ave, la Alba Iulia veneau râuri de România. Veneau nu pentru a distruge, veneau pentru a construi unul bazele României reîntregite. Veneau urmașii lui Burebista, al lui Decebal și ai comuniștilor romani. Veneau la Alba Iulia pentru că erau chemați de jertfa supremă a primului mare unificator, Marele Mihai, primul al lui Dumnezeu, Domn și Voievoda al Dealului și al Țării Românești și a toată țara Moldovei. Veneau pentru că erau chemați de Horea, cel zdrobit cu roata, pentru că avusese curajul să se intituleze Horea Rex Dacie, el, un simplu țăran din inima românismului, munții apusei. Veneau pentru că Abraham Iancu învățase că nu cu argumente filozofice pot fi cumpliți și nobili. Veneau pentru că simțeau că erau români care aveau mare șansă de a trăi o clipă unică, pentru care s-au jertfit sute de generații născute sub semnul legii, clipa Marii Unii. Veneau românii, precum albinele la stuc, cu roiul de căruțe, pe drumul de desfundate, dintr-un început de iarnă dătător de speranță națională. După ce fraților dintre Nistru și Brud veniseră la țara mamă, după ce fraților din țara Codilor de Pace erau deja în țară. Veneau românii pentru că trebuiau să vină, în acel moment când un nou an nou se iubea și pentru roxita noastră sexuală, atât de prenguită, de menice, prenguit.
Veneau pentru că se simțeau cu adevărat români în țară românească. Și au venit nu câteva zeci de mii, au venit peste 100 de mii, pentru ca prin prezența lor să dea putere de lege actelor ce trebuiau sfințite în această mare adunare națională. Atunci, românii au demonstrat că pot reveni oricând stăpâni în propria țară, manifestându-și entuziasmul național, sincer, spontan, irezistibil, organic și masiv, după cum avea țara de ulterior, inegalabilul Lucian Braga. Descrind pregătirile pentru marea și istorică adunare de la Alba Iulian, unde s-a hotărât veșnicia Transilvaniei în hotarul patriei mamei, același inegalabil Lucian Braga menționa: n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse de sute de ani. Filozoful arătând în continuare că a renunțat la călătoria cu trenul, căci până la Alba Iulia nu erau de 16 km. Era o dimineață rece de iarnă. Respirația se întrupa cu vizibil cristale. Pe o parte a șoselei ce ducea spre Alba Iulia, scârțind pe făgașele zăpezii, căruțele românești, buchete de chiote și bucurii. La Alba Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Am renunțat cu o strângere de inimă și mă consolam cu speranța că voi afla de la fratele meu cuvânt despre toate. Aveam, în schimb, avantajul de a colecta din loc în loc, toată ziua, pe câmpul unde se aduna poporul. Era o roire de necrezut. Pe când se înălțau bici-colo, tribunele, de unde oratorii rugau nației. Pe vremea aceea nu erau microfoane, încât oratorii, un glas prea mic pentru atâta lume, treceau pentru multiplicarea nivoului de la o tribună la alta. Era ceva ce după ce a sunut totul, chiar și strângăcirea și totala lipsă de răbdire a oratorilor de la tribună. Și au venit oratorii pentru a asculta pe o trăie pop de văsești, decanul de vârstă al patrunării, când l-a filmat. Dușmanii seculari, care le-au ținut dracul de la lanțuri fizice, înălușind cu brutalitate toată manifestările de sufletul românesc, dorul de libertate și cultură națională. Națiunile trebuie eliberate. Între aceste națiuni se află și națiunea română din Ungaria, Bana și Transilvania, Alemania, nimic mai firesc decât aceasta. Libertatea acestei națiuni înseamnă unire cu țara plecată în România. Finalul fiind concluent pentru legea românească. Unirea tuturor românilor într-un singur stat pedepsind progenitura pentru păcatele părinților. Și ca urmare, va trebui să asigurăm tuturor neamurilor și indivizilor conlocuitor de Pământul Românesc. Onorat auditoriu, după evocarea poetică a domnului Iancu Damian, voi punta numai câteva elemente care să arate că și vlăștenii și jucuvenii au un aport la realizarea acestui moment înălcător de la 1 decembrie. Din nefericire pentru strămoșii celor care locuim astăzi aici, ei au trebuit să suporte ororile înfrângerii armatei române în prima parte a campaniei din acest prim mare război, care a devenit pentru noi războiul întregirii, care începuse prin trecerea portarului în Transilvania, dar disproporția de forțe și de pregătire militară între inamici și armata română a făcut să pierdem o serie de bătălii, între cea amintită de doamna Peșanca la început, bătălia pentru apărarea Bucureștiului, care s-a desfășurat pe teritoriul județului nostru și unde mii de portași români au
încercarea disperată de a evita intrarea forțelor rușmane în capitală. Aceste forțe intraseră deja în Giurgiu în noiembrie 1916, era vorba de germanii conduși de viitorul feldmareșal Mackensen, de austro-ungari și de alianții austro-ungari și turci, și care, din nefericire pentru orașul nostru, s-au dedat unei incendieri fără egal în restul țării și chiar în alte războaie din vremuri mai revolute, respectiv principalul pont de construcții din centrul orașului a căzut prada pădurilor, după ce în prealabil toate prăvăliile și locuințele fusese jefuite și devastate. În așa fel încât mai târziu, când s-a făcut pace și au revenit la Giurgiu diversi și cetățenii români și străini care îl cunoscuseră în vremurile lui patriarcale, nu au mai putut să-l recunoască, fiind complet ruinat. Orașul a renăscut mai târziu prin eforturile generației istorbelice, dar aceasta este o altă poveste. Aș vrea să vă spun că la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, a existat cel puțin un martor pentru Giurgiuvean, și fiind că sunt și elevi de la Colegiul Național, mai ales aici, acel martor a fost fostul profesor și director timp de 45 de ani ai acestei școli, ardelean de origine, Nicolae Procoacian, cel mai de seamă intelectual giurgiuvean din acea vreme, care a avut fericirea la 72 de ani să-și vadă visul de o viață împlinit. Poate unii știu că istoricii giurgiuveni au subliniat în mai multe rânduri în contextul acestui an centenar, că acest profesor Procoacian scria pe cărțile sale, nu odată, o comparație zguduitoare între ceea ce senatorul roman Cato cerea de câte ori avea ocazia să se dărâme Cartagina, și Procoacian scria cu nota lui că dorește să dărâme Austro-Ungaria. Și s-a văzut visul vostru. Apoi este bine de știut că după ieșirea la pensie, că în momentul acela era pensionar, la conducerea acelui liceu a venit un alt mare român și un savant care se va afirma în meseria lui mai târziu. Este vorba de profesorul care preda literatura română la acel liceu, respectiv Nicolae Cartoja, cel care dă numele celuilalt liceu acel prezent. Și care Nicolae Cartojan a încercat, ca fost student la specializare la Berlin, de bun vorbitor de limba germană, să convingă comandanții trupelor de ocupație să elibereze școala unde făcuse rămânarea plătirilor pentru ca acei copii care rămăseseră pe loc să poată urma cursul. În practic, în anul școlar 1916-1917, nu s-a putut face școală la Giurgiu. Pentru îndrăzneala de a fi solicitat, fără să jignească cu ceva sau să încalce vreo lege, numai așa ca să le bage mințile în cap cu o expresie mai puțin academică, ocupanții l-au arestat. Și la Biblioteca Județeană există o carte din fosta de bibliotecă pe care o avea asupra ei când a fost arestat și a scris
o însemnare în acest sens că a avut-o la el în timpul detenției în arestul Poliției de Mare. Este modul în care nemții au încercat să terorizeze populația, să o controleze, fiindcă solicitarea lui Cartozan a fost trimisă cu un om de serviciu, cu un curier. Și acela care a votat solicitarea a fost arestat. Iar fostul secretar al primăriei a fost pur și simplu pus să sape groapa lângă gropile concetățenilor care muriseră de diverse boli la cimitirul Smârta și apoi a fost executat pe Martinei. Deci există momente triste, există și momente foarte interesante. Am descoperit de curând două fotografii ale unei eleve care învăța la un pensionat particular, deci la o școală pe care o țineau două tinere profesoare care se întorseseră de la Paris și care, sub ochii nemților, pe lângă noțiunile existente în programa școlară, îi învățau pe copiii de atunci, băi și fete, să interpreteze dansuri și cântece patriotice în costume naționale și fotografiile chiar asta arată. Adolescenții respectivi pregătindu-se să joace o piesă cu conținut naționalistă. După două spectacole, ocupanții s-au prins de figură și au interzis să mai continue. Dar foarte interesant este că populația, cât mai era în jurul distrus, era invitată, participând, cumpărând bilete la aceste spectacole, să contribuie la masa săracilor pe care primăria orașului de atunci o organizase la o cantină ad hoc. Oamenii și-au manifestat solidaritatea în fel și chip și au depășit acest moment tragic, 2 ani de ocupație și de 7 întrerupt, până când la Dunăre, în ultimele zile ale războiului, a apărut în sfârșit armata aliaților francezi pe care o așteptam de 2 ani. Dar despre această eliberare și despre importanța ei, s-o rog pe colegul nostru, colegul Ion, să ne spune câteva cuvinte. De fapt, materialul, ceea ce vreau să vă spun, mașinile timp s-a putea numi generalul Vetro și Giurgiu. De ce? De curând am sărbătorit 100 de ani, pe 11 noiembrie, momentul în care orașul Giurgiu, singurul oraș românesc, a fost eliberat. Pe ultimul panou, din păcate, nu avem și figura generalului Vetro. În noaptea de dimineața, zile de 10 spre 11 noiembrie, cu o zi înainte de terminarea războiului, trupe franceze au trecut de la Ruse la Giurgiu, au avut loc înaintea din partea lui o scurtă confruntare, au murit 3 soldați francezi, după care trupele germane s-au retras. Trupele franceze au fost întâmpinate de elevii de atunci, în special ai gimnaziului Ioan Maiorescu, gimnaziul care era condus, așa cum a spus și domnul Emil Păunescu, de eminentul profesor Nicolae Cartoja. Armata franceză a Dunării, generalul Bertolot, dă o proclamație către român, în care, pe scurt, spune că războiul s-a terminat, trupele germane se retrag și că populația românească trebuie să se sărbătorească pentru că războiul se finalizează. Avem aici
și în față, ultimul panou jos, și un monument care bănuiesc că tot s-a trecut prin grădina Arcalei, grădina care după război s-a numit Mareșal Foș, în cinstea comandantului militar francez. Și acest monument are rolul de a simboliza legătura permanentă de prietenie între Franța și România. Generalul Berthelot a stat practic la Giurgiu aproape 3 săptămâni, cam de pe 11 noiembrie până pe 28. Putem spune, pentru că au apărut recent informații noi, Giurgiu a fost practic capitala spirituală. Aici s-au stabilit lucruri extrem de importante, legate chiar de actul de la 1 decembrie 1918. Deci, să fiu mai clar. Pe data de 26 noiembrie 1918, la Giurgiu, vine o delegație din Transilvania, reprezentată ca Comitetul Național Român Central, condusă de viitorul mitropolit Nicolae Vlah, și se întâlnește și cu generalul Berthelot. Au stabilit condițiile în care urma să aibă loc actul de la 1 decembrie. Bine, delegația plecase de la Iași, ar avea pe generalul Bresan. Important este că Giurgiu, ceea ce se știe foarte puțin, a jucat în momentul respectiv un rol extrem, extrem de important pentru ceea ce avea să se întâmple la 1 decembrie. Delegația n-a mai ajuns la 1 decembrie, dar ce s-a stabilit aici va fi ulterior legat de evoluția Transilvaniei în primele luni de după război. O altă fotografie, din păcate unică, o vedeți în centru, pe data de 3 decembrie, în prealabil, dimineața, are loc un tedeum la Catedrala Mării Maicii Domnului, la care participă conducerea de atunci a orașului, a județului, profesor de la gimnaziul Amarescu, de la celelalte unități școlare și alți participanți. Puțin mai târziu, în fața cazinoului din grădina Parcalei, soldați, membrii ai corpului didactic, reprezentanții administrației s-au strâns și au sărbătorit actul de la 1 decembrie. Erau câteva sute de participanți. Pe 28 noiembrie 1918, generalul Berthelot, comandantul armatei franceze a Dunării, pleacă la București, unde, între timp, revenise regele Ferdinand și regina Maria, aveți o fotografie cu conducătorii statului român, atunci împreună cu generalul Berthelot în dreapta regina Maria, sărbătorim actul de la 1 decembrie la București. În 1922, în contextul sărbătorilor coronării de la Alba, pe data de 18 octombrie 1922, la Giurgiu, vine o delegație franceză, condusă de mareșalul Foch, generalul Berthelot, primul ministru de atunci, Ionice Brătian, și aveți, tot din grădina Parcalei, o fotografie. Ei sunt întâmpinați călduros de către populația orașului. Orașul Giurgiu, nu pot să vă spun exact, 4-5 orașe sunt decorate cu o altă decorație franceză, crucea de război. Orașul Giurgiu se decora cu această înaltă decorație. Puțin știu însă că peste 2 ani, pe 24 septembrie, generalul Berthelot revine la Giurgiu. Cu acest prilej, la Giurgiu vine și o delegație franceză din Alsacia, iar generalul Berthelot este numit cetățean de onoare al orașului Giurgiu. Nu pot să vă confirm, sunt surse, dar nu am deocamdată dovezi, documente. Se pare că generalul Berthelot a mai vizitat în alte câteva rânduri orașul Giurgiu.
Ceea ce este însă extrem de important este că cel care, sau cel care se elaborează în bună măsură, victoria de la Mărăș, Mărăș și Oitus, care a jucat un rol extrem de important în victoria Armatei Române, în actul de la 1 decembrie, este strâns legat de orașul nostru. Se pare, și poate vreau să închei, nu am cea, nu pot să vă spun documente certe, a corespondat cu altă mare personalitate a orașului, e vorba de Nicolae Bălănescu. Și se pare că primarul, în momentul 24, în momentul 22, atunci, Nicolae Pasca. Într-un cuvânt, legăturile dintre Giurgiu și Franța sunt foarte strânse. În 1968, și poate vreau să închei, în contextul în care președintele de atunci al Franței, generalul de Gaulle, vizitează România, Giurgiu a fost pe o listă foarte scurtă de cele 4-5 orașe care au fost în vizor sau au fost în situația de a fi vizitate. Până la urmă, vizita n-a mai avut loc, dar prezența pe această listă demonstrează legăturile foarte strânse care au existat și care există în decursul timpului între Giurgiu și Franța. Cam atât am avut să vă spun. Cel care anul acesta se împlinesc de un șef 520 de ani de la prima atestare a județului Vlașca. Dacă ar fi să prescriu cuvântul Vlașca la vreo 5 minute. Mihai Viteazu, primul mare predicator, și aici vreau să vă spun un lucru. Însemnarea lui Mihai Viteazu, pentru care el este acuzat că a fi fost conservator, și hotarul Ardealului Vot, la ce am putut Moldova, țara Mărăscării. Adică el a atribuit hotarul Ardealului, el Mihai Viteazu. Traducerea este făcută, transcrierea este făcută de Nicolae Ion, de școala. Dar eu știu puțin de orografie cu Moldova. Să știți că nu există ce am putut. Există ce am putut. Adică Moldova și țara Mărăscării au dorit hotarul Ardealului, care era sub dominație maghiară și nu Mihai Viteazu. Cuza Lăbă este primul realizator al unei mici comunii și aveți în pregătitor aici un mare proprietar funciar brășcean, dr. Apostol Asaghel, care l-a propus Alexandru Ioan Cuza ca domn al țării românești, 24 ianuarie, 1855. Iar jos se încheie cu Grința, războiul de independență și acțiunea monarhiștilor în Transilvania, când s-a exprimat foarte clar existența unei națiuni
făcut.